Poate cel mai semnificativ moment din punct de vedere simbolic este tunderea părului, care presupune renunțarea la voința proprie, dar și primirea hainelor și a însemnelor monahale. Călugăria este adesea comparată cu un nou botez. În acest sens, monahul primește un nou nume. Asta înseamnă că monahul a urcat o treaptă intermediară între frate de mănăstire și călugăr. Fratele nostru Paisie își tunde părul capului său cu numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Exarhul mănăstirilor din Satu Mare și Maramureș a vorbit noului monah, dar și celor care au asistat la liturghie, despre importanța credinței. Călugărul a fost îndemnat să se roage pentru toți cei prezenți. Obligația frăției tale ziua și noaptea, uite să te uiți la ei și să te rogi pentru toți, ca împreună cu toții să ne găsim și să ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu.